Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pantele și vă prezint jurnalul Agro TV. Comisia Europeană nu va mai accepta exportul de animale vii. Este anunțul făcut de ministrul Agriculturii, anunț care poate fi o nouă lovitură care s-ar abate asupra sectorului ovin din România. Florin Barbu susține că are informații din cercurile de la Bruxelles, cum că exportul de animale vii va fi până la urmă interzis de Comisia Europeană, fără a preciza însă niciun termen de timp în care se va întâmpla acest lucru. Prezenți la Târgul Zootehniei Internaționale de la Hanovra, Eurotir 2024, reprezentanții asociațiilor de oieri din România, dar și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii, au comentat această eventuală decizie a Comisiei Europene, într-un material realizat de colegul meu Marius Milea. Vă invit să le urmărim declarațiile în exclusivitate pentru jurnalul Agro TV. Este o temă care revine în actualitate odată la anual sau odată la 2 ani de către diverse organisme, de către diverse ONG-uri ale căror intenții nu le înțelegem în mod exact, pentru cine interesele cui le reprezintă și ce rezultate urmăresc. România se opune cu fermitate acestei măsuri, cum s-a opus de fiecare dată, pe toate căile posibile, în Consiliul de Ministri Agri-Fish, la Comisia Europeană, evident că și în legislativul românesc și în executiv, România se opune categoric acestei măsuri, pentru că România este o țară care exportă animale vii, este al doilea producător de ovine din Europa, al doilea, ca și număr de calitate efectivă de ovine, este pe locul 2 în Europa și ne vizează în mod direct, poate aduce această măsură pagube greu de calculat. Și de asemenea și noi primim informații că fermierii sunt foarte, foarte îngrijorați. Vedem ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Domnul ministru este la curent cu toate aceste cerințe și trenduri și solicitări și România se va opune categoric prin toate măsurile interne și la nivel european. Pe România o afectează extraordinar de tare datorită faptului, am mai spus-o de ani de zile în urmă, datorită faptului că nu avem cumpărători pentru carcasa de ovine, pentru carcasa de miel. Că restul ovinele adulte, e clar, se consumă în România, încă nu avem animale reformă cât cere piața. În anumite sezoane este chiar lipsă de ele. Știrea dată la nivel național acum este așa ca o, a zice eu, ca o palmă după perioada de pandemie cu pesta micilor rumegătoare. De-a bine am trezit dintr-o perioadă grea și hop, vine a doua palmă. Eu zic că nu se întâmplă mâine. În timp, când vom avea alte variante de a vinde animalele, noi n-avem nimic împotrivă cui le vindem. Dar să avem variante, nu să ne trezim că rămânem cu animalele, cu producția noastră, că nu avem cui o vinde, că ne punem piedici. Nu cred că Comisia va lua decizii așa instantaneu, nu cred. Poate fi susținută România și de alte state ca această decizie să nu fie pusă în aplicare? România are parteneri. De fiecare dată când România a propus inițiative la nivel european, a propus directive, a propus regulamente, România a avut parteneri cu reprezentativitate în tot sectorul agricol din Europa și cu siguranță și de data aceasta vom avea parteneri care să ne susțină, pentru că sunt mai multe țări ale Uniunii Europene care pot fi afectate de această măsură. România este de acord cu măsurile pentru bunăstarea animalelor, prin seturi de norme care reglementează foarte clar bunăstarea animalelor și confortul animalelor, sănătatea animalelor, de la centrele de colectare, de la îmbarcare și pe toată durata transportului. Urmărește foarte atent, inclusiv ANSBSA-ul are reprezentanți la fiecare transport și este de acord cu bunăstarea animalelor și cu măsurile pentru care bunăstarea animalelor, dar asta nu înseamnă că trebuie să interzicem exportul de animale vii. Țările din Orientul Mijlociu solicită animale vii din mai multe considerente, inclusiv prin cultura și prin condițiile sociale pe care ei le au, vor să le sacrifice singure. Și atunci, după anumite ritualuri, le sacrifică. Exact. Și atunci ei solicită animale vii și oferă un preț care în prezent este un preț corect. Toată lumea spune lucrul acesta, ajungându-se la
la, cum să zic, la un raport optim cerere și ofertă, s-a ajuns la un preț corect și acum vedem că din nou revine în actualitate acest subiect cu interzicerea transportului, pentru că lucrurile încep să meargă și urmărim și o să vă ținem la curent cu toate măsurile. Mai multe detalii o să vă dea conducerea Ministerului, o să vă dea domnul ministru în perioada următoare sau cei de la NSBSA. Cine și cum a testat animalele pentru pesta micilor rumegătoare? După numeroasele teorii și speculații din partea crescătorilor de ovine cu privire la validitatea testelor realizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, președintele instituției, Alexandru Bociu, a prezentat mai multe informații în emisiunea Agricultura Modernă, moderată de Daniel Botănoiu. Deși unii dintre fermierii ale căror animale au fost ucise din cauza depistării virusului au reclamat faptul că animalele de fapt nu erau bolnave, șeful ANSBSA susține că testele realizate sunt fără echivoc, fiind verificate și de către laboratorul de referință al Uniunii Europene, în Franța. Fără doar ce poate nu este un echivoc, vreau să subliniez faptul că România are cea mai puternică rețea de laboratoare sanitar-veterinare de stat pentru siguranța alimentelor din Europa. Eminamente, această rețea de laboratoare este coloana profesiei. Mai mult decât atât, în momentul în care am avut confirmarea de la, pentru această pestă micilor rumegătoare, Comisia Europeană a zis, vrem contraprobă pe care vrem să o analizăm la laboratorul european de referință din Franța pentru a vedea ce fel de tulpină este. Da. Surpriza a fost că ceea ce ați identificat dumneavoastră era și acolo, nu? Categoric, fără doar și poate. Aceste mituri apar de fiecare dată, că există, că nu există. Păi, facem o comparație cu COVID-ul. Câți au crezut în COVID? Câți sunt și acum, care nu mai cred, Care nu mai cred. Mai mult decât atât, s-a constatat faptul că tulpina din România nu este aceeași cu tulpina din Grecia. Pentru că se spunea... Pentru că în aceeași perioadă a evoluat și în Grecia pesta micilor rumegătoare. După această etapă s-a mai dus un mit. Dom'le, Grecia a adus boala în România sau România a adus-o în Grecia? În Grecia, ok. Se mai cresc porci în gospodărie? Răspunsul la această întrebare, cât și noua strategie a NSVSA pentru sectorul suin, au fost prezentate pentru AgroTV la directorul agenției. Chiar dacă n-am scăpat încă de pericolul pestei porcine africane, care încă evoluează pe teritoriul României, se pare că după câțiva ani grei, situația în privința răspândirii focarelor s-a mai calmat. În momentul actual, ANSVSA gândește o nouă strategie pentru revitalizarea sectorului suin, concentrată pe ideea de regionalizare. Mai exact, se urmărește transformarea României dintr-o țară roșie într-o țară roz, prin crearea unor regiuni libere de pestă porcină africană, în care creșterea porcilor să se poată dezvolta și de unde să poată pleca ca produse inclusiv la export. Revitalizarea sectorului suin am susținut-o și o susținem în continuare. Fără doar și poate. Mai mult decât atât, reușim să creionăm un proiect pentru a ne regionaliza. Spun acest lucru pentru că România este o țară roșie și vrem să devenim o țară roșie pentru a putea exporta. Ce înseamnă această regionalizare pentru cei care nu sunt familiarizați? Pentru cei care nu sunt familiarizați, în momentul în care pe teritoriu, pe o regiune pe care o putem creona noi, de exemplu... Adică cele 8 regiuni de dezvoltare a României cu 5 județe sau... O putem exemplifica și în acest, okay, în acest sens. Pe teritoriul acestei regiuni nu am avut pestă porcină africană timp de nici la mistreț, nici la gospodărie proprie, nici la fermă. Da. Timp de 24 de luni, atunci reușim. Oh, fantastic. Reușim. Da, reușim să devenim, să depunem proiectul pentru a deveni zonă roșie, să putem exporta. Am identificat două regiuni, spun acest lucru pentru că am identificat regiunea din Timișului și regiunea din centrul țării. Vorbesc aici de Brașov, Argeș și toată această zonă, okay, care este plină de ferme de porci.
Bine, dar la asta trebuie să adauge și fermele de reproducție, pentru că ai nevoie de așa ceva. Tot ce înseamnă creșterea. Abatorul la care... Tot ce înseamnă creșterea suinelor trebuie să o prindem în acest proiect pentru a deveni o zonă roșie să putem exporta. Dacă ne ies aceste două regiuni, reușim să deblocăm și exportul de carne de porc. Despăgubirile pentru culturile calamitate de secetă se fac în anumite condiții. Fermierii afectați de secetă trebuie să știe că Ordonanța de Urgență 120 pe 9 octombrie 2024 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant, acordată producătorilor agricoli pentru culturi agricole afectate de seceta pedologică din perioada septembrie 2023-august 2024. Beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii agricoli care au înființat culturi agricole în toamna anului 2023 și sau în primăvara anului 2024. Plante perene, plantații pomicole și viticole. În plus, trebuie să dețină procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor pentru culturile sau suprafețele agricole care au fost calamitate de seceta pedologică în procente de 30% până la 100%. La nivelul județului Iași, din cauza secetei pedologice, au fost afectate peste 100.000 de hectare, astfel fermierii afectați de secetă care au depus înștiințări la Direcția Agricolă ar trebui să aibă deja banii în conturi pentru despăgubiri. Totodată, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași a depus spre decontare ordinele de plată privind acordarea compensațiilor către producătorii agricoli pentru culturile afectate de seceta pedologică. Potrivit DAJ Iași, valoarea totală a ajutorului de stat aprobat în acest județ este de 14 milioane de euro, sumă care se împarte la un număr de 3.000 de beneficiari ai grantului de calamitate. Fermierii au depus la Direcția Județeană aproape 4.000 de înștiințări, care au totalizat în jur de 110.000 de hectare calamitate, potrivit datelor puse la dispoziție de către reprezentanții Direcției Agricole. Printre cele mai afectate culturi în județul Iași au fost cele de floarea soarelui, porumb, soia și sfecla de zahăr. Astfel de probleme au fost semnalate în localitățile Andrieșeni, Bălțați, Gropnița, Strunga, Tătăruș, Vlădeni, dar lista poate fi mai lungă, după cum spun specialiștii de la Direcția Agricolă din Iași. Sănătatea solului este un criteriu esențial pentru viitorul agriculturii. În acest sens, un eveniment de marcă a fost organizat pe această temă în București și a fost găzduit de Sophie Niv, consilierul pe agricultură al ambasadei Regatului Țărilor de Jos pentru România, Bulgaria și Republica Moldova. Printre temele abordate la eveniment s-au numărat sănătatea solului, hrana sănătoasă, dar și schimbările climatice. Nu în ultimul rând, și profesor Mircea Sevastel a oferit o perspectivă autohtonă asupra solului. Colega mea, Andreea Gheorghiță, vă va oferi toate detaliile. Could you please describe me a little bit the subjects that will be discussed today at the event? Well, the main subject is healthy soils, tasty food and healthy lives. So it's about the importance of the precondition that the soil gives for farming. It's as important as water and sunshine and biodiversity. And soil is really the basis for good agricultural production. And that's why the topic is so much of importance. It's clear that a major turn is needed towards dealing with our nature in a way that's more in balance with our life on Earth and all the other life on Earth, and that all stakeholders have a role to play. The scientists' research said that the cost involved for restores soils is around 5 to 6 times more than prevent the damages. Our farmers and the agri-food entrepreneurs have a key role to play in the food security at the European and global level, so there's a lot of work to do to support the farmers and the agri-food complex for me and my team. Fortunately, not all is new, and there's a solid basis to continue upon. This is a perspective that we, the Netherlands and Romania, as fellow member states, share.
because also for Romania the farmer is central for the agricultural policy and the good income for the farmers. In the coming year, I would be happy to explore and further invest in our strong relationship with the Ministry of Agriculture here in Bucharest and to see where we can intelligently join forces in the Brussels arena. Acordul de liber schimb Uniunea Europeană-Mercosur ar fi un dezastru pentru fermierii europeni. Țările Mercosur au mari avantaje agricole, costurile de producție sunt mici, iar ele nu au standardele de mediu la fel de aspre ca cele europene. Aprobarea acordului de liber schimb ar crea o concurență în piața agricolă europeană pe care fermierii din Uniune nu ar putea să o câștige. Întrebat de reporterul AgroTV Andreea Gheorghiță ce se va întâmpla cu disputatul acord dintre Uniunea Europeană și Mercosur, Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a răspuns că va reprezenta un risc major pentru fermierii europeni. It will be the political decision of the member states to approve this agreement or not. But this agreement is creating risk for the European farmers. Cheaper production in South American countries, Mercosur countries, with European farmers. This is the risk. I hope that this risk will be taken into account by the next Commission and in the future European policies. Țările din America de Sud, Bolivia, Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Brazilia, au condiții foarte bune pentru agricultură. Deci au avantaje naturale, să spunem. Ori aceste avantaje nu le au producătorii europeni, plus că producătorii europeni au mari constrângeri privind bunăstarea animală, privind emisiile, privind îngrășămintele și pesticidele. Și în acest context, sigur că ei pot veni cu produse mult mai ieftine decât produsele europene. Ori acordul cu statele din Mercosur, practic, dă acces liber la foarte multe produse industriale europene și statele respective din Mercosur sunt foarte bune la producția alimentară și atunci se face echilibru în defavoarea agricultorilor europeni. Tocmai de aceea sunt state care se opun puternic la acest acord, pentru că, de exemplu, producătorii de carne europeni vor avea de suferit cu certitudine, dar nu doar ei. Și atunci, sigur că sunt discuții mari. Ultima discuție a fost că ar putea să-i compenseze cu circa 1 miliard de euro pe producătorii europeni afectați de acest acord cu Mercosur. Vă dați seama, va veni o concurență neloială, devastatoare pentru fermierii europeni, pentru că aceste țări, și anume din America de Sud, ele nu respectă, folosesc tehnologii ieftine, nu respectă standardele de mediu pe care noi le respectăm și atunci produsele care vin din aceste țări sunt mult mai ieftine decât materia primă pe care noi o producem în ferme. Și atunci cu siguranță se creează un dezechilibru fantastic pe partea comercială. Deci ne va eroda foarte mult competitivitatea noastră la nivelul pieței europene. Nu discut de piețele din afara Uniunii Europene. Au crezut că vor da lovitura cu fructele exotice, mai exact o plantație de pau-pau. Nu a fost deloc așa, pentru că seceta a lăsat urme adânci în agricultură, iar acolo unde irigarea nu a fost posibilă în loc de recolte, acum în toamnă se adună pagubele. Mai ales în rândul celor care sperau să poată ieși în piață cu unul dintre cele mai apreciate fructe exotice, cele de pau-pau. Pomii sunt preferați de fermieri pentru că sunt rezistenți la boli și dăunători, însă lipsa apei îi afectează și pe ei. Acest pom este Asimina triloba sau pau-pau sau banana nordului. Anul ăsta n-am văzut niciun fruct de la el, cu toate că e foarte mare, foarte bine dezvoltat. În schimb, dacă puteți filma pe cel de alături, care e mult mai mic, cam nici la jumătate nu-i ajunge,
a făcut vreo 10 fructe, dar în schimb de fiecare dată cel mic face cel puțin de 3 ori cât face ăsta mare. De, și acesta în agricol... Toată treaba se datorește soiului. Acela este prima, este și un soi autofertil, iar acesta este un alt soi care nu știu pur și simplu ce soi este, dar fructifică foarte puțin. N-am avut decât cele 10 fructe care le-a făcut cel mic, din 7 pomi. Motivul? Lipsa de apă. Pur și simplu a fructificat destul de bine în primăvară, s-au făcut fructele de 3-5 cm și într-un final au căzut efectiv toate din cauza lipsei de apă. Fermierul spune că se îndreaptă spre acest gen de culturi deoarece nu necesită investiții prea mari. Și pe de altă parte, odată deprinși cu gustul și calitățile acestor fructe, pofticioșii le vor prefera în detrimentul celor autohtone, care necesită multe tratamente. Prinderea sau împușcarea urșilor problemă este în plină desfășurare. Vânătorii din Buzău au anunțat deja primele reușite. În total, 6 animale sălbatice au fost împușcate, adică aproape un sfert din cota de recoltare atribuită județului Buzău. Vânătoarea decurge însă destul de greu, pentru că tocmai în această perioadă animalele găsesc hrană suficientă în interiorul pădurilor, iar urșii sunt mult dispersați, ceea ce îngreunează împușcarea lor. Potrivit directorului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Buzău, Dragoș Ștefănescu, cele 6 exemplare de urs au fost extranse pe 5 fonduri de vânătoare și sunt animale care în mod frecvent atacau comunitățile. Până acum cred că avem 6 pe total județ făcuți. Deci AJVPS Buzău are pe 44 Câlnă un exemplar, 38 Nehar-Nămușa un exemplar și pe Bâsca Mare la AVPS Interagro Acționar 2 exemplare. Mai sunt celelalte 2, ce știu eu, pe Cătina, la Cerbu Carpatin, 1, și încă unul la Călifar pe fondul Vrești, 25 Vrești. Vânătoarea continuă, însă urșii sunt greu de găsit în această perioadă, pentru că au hrană în pădure și sunt dispersați. Urși exemplare de mărime medie, nu neapărat mari, e vorba de urși care au creat probleme în zonele respective, sigur, unii dintre urșii respectivi. E nivel de prevenție, deci noi încercăm să scoatem din zone fierbinți, unde au fost probleme, unde au fost pagube și de acolo s-au și recoltat. Dar e complicat pentru că este fructificație la fag, deci este jir peste tot și destul de dispersați. Din cauza asta nici nu prea au mai fost foarte multe probleme, dacă ați observat ultima perioadă. Deși ei se hrănesc foarte intens toamnă. Nu ne-aș da nici vremea, e capriciu asta cum și e problematic cu recoltatul și mai ales pe fondul faptului că există jir, repet, au mâncare în pădure. Asta e ideea. Trofeele au rămas la vânători, nefiind vorba de exemplare de urs care să intre în patrimoniu național. Conform legii, se prezintă reprezentanții gărzii forestiere, măsoară trofeul blană, trofeul craniu, constată în ce intervale se încadrează, dacă rămân de patrimoniu sau nu. N-a fost cazul până acum, că e vorba de urși cu punctaj blană peste 400 de puncte, ci plus 5%, adică 420, nu a fost cazul. Trofeele revin vânătorului, după ce facem dovada faptului că probele de țesut muscular au fost predate la INCDS, că avem obligația prin lege să facem treaba asta. În total, din Buzău trebuie împușcați 28 de urși. Decizia a fost luată prin legea adoptată de Parlament în regim de urgență, în urma tragediei din Munții Buceci din vară, când o tânără a fost omorâtă de un urs, în timp ce se afla în drumeție. Potrivit legii, la nivel național ar trebui recoltate peste 400 de exemplare de urs. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.